Bună ziua și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea noastră. Astăzi suntem în cabinetul domnului dr. Dan Rusu, șeful secției psihiatriei din Spitalul Municipal Rădăuț, medic primar psihiatru și doctor în medicină. Mulțumim pentru invitație, dacă suntem la dumneavoastră. Deci cum invitația este a noastră, dar ne-am autoinvitat. Deci cum s-ar spune, în bărlogul lupului, fiindcă ați conotat, subliniat că sunteți în cabinetul de psihiatrie. Tema discuției noastre de astăzi, domnul doctor, este depresia, un subiect la care am ținut foarte mult să ne întâlnim, să-l discutăm, datorită faptului că este foarte întâlnit. Și ca tot ce este des întâlnit, de multe ori este neglijat și puțin cunoscut. Da. De fapt, a vorbit despre depresie, hic et nunc, aici și acum, rămâne o întreprindere destul de dificilă, uneori chiar penibilă pentru noi, oameni contemporani cu transformările care există atât în lume cât și în țara noastră, dar în primul rând rămâne o întreprindere dificilă pentru tiparul cultural apartenent tipului de civilizație occidentală la care ne face plăcere să considerăm că facem parte. Din ce cauză acest mic preambul? Să nu uităm că depresia, dacă la ora actuală se află pe un loc cu 3-4 în ceea ce privește morbiditatea generală, pe primul loc aflându-se veșnicele tulburări cardiovasculare, depresia deocamdată se află pe un loc cu 3-4, dar conform Organizației Mondiale a Sănătății, până în anul 2020, deci nu mai avem foarte mult, tulburarea depresivă va deveni a doua cauză majoră de morbiditate și, bineînțeles, de cheltuială recurentă acestei morbidități, acestei cauze. În fond, ce poate însemna depresia? Pentru că foarte mulți folosim acest cuvânt și uneori într-o accepție mai corectă, alteori într-o accepție mai puțin corectă. Există o definiție dată de psihiatri diferită de ceea ce m-aș feri de definiții, considerăm da, noi? Da, m-aș feri de definiții docte. Și aș merge mai curând pe o, știu eu, pe un enunț cât mai simplu. Depresia, normal, este o stare de tristețe. Și atunci, care ar fi diferența între tristețe și depresie? Tristețea rămâne o stare normală, firească, pentru om, pentru că este o tristețe gânditoare. Iar depresia reprezintă o stare de tristețe care se prelungește peste o anumită limită. Să presupunem că o persoană are o anumită pierdere mare, cineva din familie, etc., etc. Starea de tristețe este firească, nu este, ar fi absurd să o încadrăm într-o categorie nosologică, psihiatrică, în afară de o reacție depresivă. Dar nu putem să o ridicăm la rangul de depresie persistentă decât dacă această stare de tristețe se aprofundează și se prelungește dincolo de săptămâni, de luni, de zile. Deci este vorba și despre relația în timp, acestei, cum evoluează în timp această stare de tristețe, și cât și de profunzimea și de, ei. Și de profunzime. Normal că doar o anumită parte dintre cei care suferă, pentru că și tristețea este o stare de suferință, vor face depresie și, din păcate, doar o relativ mică parte din depresivi vor ajunge să solicite
o asistență psihiatrică specializată pe acest tip de suferință. Pentru că este o... și bineînțeles aparține psihiatrului. Deci ceea ce ajunge la psihiatru este oricum numai vârful aisbergului. Absolut. Se, cum să spun eu, se discută că în lume la ora actuală, nu chiar la ora actuală, cu 3-4 ani în urmă, ar fi existat 121 de milioane de depresivi în lume. Pentru România, existând în jur de... pentru Europa, scuzați-mă, existând în jur de 50 de milioane de suferinți, suferinți de această, de această tulburare. Augmentarea procentuală a acestei tulburări va fi dată nu pentru faptul că ea nu există și la ora actuală, ci pentru faptul că oamenii vor deveni din ce în ce mai conștienți de boala lor, vor deveni din ce în ce mai conștienți de necesitatea apelabilității psihiatrice și vor deveni din ce în ce mai conștienți că această tulburare, ca și orice altă boală, netratată și neasistată, va duce implacabil spre profunzimi din ce în ce mai mari și mai maligne ale acestei tulburări. Sigur că da. Și ca o scurtă prezentare istorică a acestei afecțiuni, ne puteți da câteva date? Ce să vă spun? Depresia cu siguranță a însoțit omul încă din zorii civilizației. Deși eu cred că în zorii civilizației erau foarte fericiți. N-aveau stresul zilei de azi. Poate da, poate nu. Să nu uităm că, spre exemplu, în anumite culturi, chiar și contemporane, depresia nu este recunoscută. Este considerată mai mult ca o stare de spirit. Prin urmare, cum să spun... poate că primitivii erau mai fericiți decât noi, depinde și de gustul fericirii, depinde de conștientizarea unui anumit tip de fericire. Cert este că în civilizația actuală, prin faptul că modelele pe care le urmăm noi, oamenii în civilizația de tip occidental, nu întotdeauna sunt cele mai reușite. România, ca și alte țări, ca și în alte țări, dar să ne referim de data aceasta strict în România, să nu uităm că o mare parte din modelele clasice, din modelele cu care eram noi obișnuiți de mers al societății, de dinamica societății, s-au schimbat, s-au modificat uneori atât de mult, încât pur și simplu unii oameni nu-și mai găsesc locul în noul, să zic așa, chip al societății noastre actuale. Nu mai există o stabilitate, în ghilimele, a locului de muncă. Foarte mulți oameni acceptă slujbe supranumerare tocmai pentru a-și augmenta venitul lunar. O sumedenie de condiții care duc la o non-acomodare a individului cu prezentul, pe de-o parte. De fapt, nu numai la noi. Uitați-vă în marile metropole americane. Duduie, sclipez de lumini, nu se oprește în niciun moment ritmul interior al orașului, dar societatea ca atare rămâne din ce în ce mai anomică, mai străină pentru individ. Individul nu mai consideră că nu mai este prețuit pentru el ca individ, ci rămâne un punct undeva într-o mare mulțime. Și deja
apare sentimentul inconfortabil de înstrăinare. De aici până la depresie nu mai este decât un pas. Probabil că astea sunt și asta este ceea ce se dorește de la societatea de consum. Avea persoane cât mai puțin conștiente de sine pentru a fi ușor de manevrat, de pus la muncă, de consumat acești bani câștigați cu efort, încât depersonalizarea apare ori și cum. Am văzut chiar niște reportaje recente, persoane bine situate, înstărite, care au abandonat complet viața în marile metropole din lume și s-au retras în locuri sălbatice, unde se simt mult mai fericiți. Da, este una din căile de scăpare din acest capcană a civilizației, da. Stresant. Pentru alți oameni însă, o altă cale de ieșire pur patologică rămâne sinuciderea. Da. Să nu uităm că din rândul depresivilor se recrutează cel mai mare procent de sinucideri. Un alt asterix la această idee este și cel în care depresia devine din ce în ce mai frecventă la grupe de tineri care odinioară, să zicem, nu erau atât de expuse, inclusiv la copii, chiar cu acte suicidare și așa mai departe. Deci este o problemă cu o gravitate, să zicem... Și se pare că la copii chiar îmbracă forme imprevizibile, nu sunt formele atipice cu care suntem obișnuiți și sunt greu de recunoscut de către părinți și de către anturaj semnele unei depresii. De multe ori copiii sunt poate mai irascibili, mai nervoși, dar nu neapărat depresivi. Dar sub această mască se ascunde depresia. Am, și între dacă noi, familia da, nu între este noi față... fie vorba, dacă un adult nu se poate acomoda la știu eu, la un anumit tip de societate sau de dinamica unei societăți, ce să mai vorbim de un copil care are o sensibilitate și un mod de a gândi cu totul altfel decât a adultului. Cei care evadează, cum spuneați dumneavoastră, în natură, uneori poate să-și permită, deși să știți că depresia nu alege după standardul, să zicem așa, financiar al persoanei, ci mai curând după modul lor specific, personal, de a vedea lumea. Acolo este, de fapt, placa turnantă care... Se spune că bogatul este fericit. Uite, banii că nu-i chiar așa, nu-i chiar așa, nu-i chiar așa, da. Cine e cel mai expus în a face, știu eu... Care ar fi categoriile de risc, da, pentru depresie? Păi, spre exemplu, vârsta sub 40 de ani, deci în plină gloria vitalității a existenței umane, femeile fac mai des această tulburare decât bărbații prin mecanisme care pot fi detaliate și care pot fi extrem de interesante. Perioada postpartum, deci este după o altă, da, este o altă perioadă, un alt context risc. În care, da, pentru că e normal risc. Femeia are atunci un maxim de sensibilitate, de vulnerabilitate psihologică. În general se vorbește de diminuarea imunității psihologice. Dumneavoastră, ca infecționist, imunitatea are o anumită reprezentare, dar se vorbește de imunitate psihologică, de o imunitate psihică. Ei bine, imunitatea a scăzut drastic de mult și va scădea și scade extrem de mult. O altă categorie mai expusă rămâne, spre exemplu, la cei care folosesc substanțe psihoactive, cei care folosesc tranquilizante sau
Alcoolul, pentru că este tot o substanță psihoactive. Anumite boli, nu? Boli. Persoanele bolnave, sigur că mai da. Ales de maladii incurabile. Incurabile, deci depresia este un corolar aproape, cancere, cum să spun eu, aproape de regulă în aceste... Dar în aceste... și chiar afecțiuni cu un diagnostic mai moderat pot conduce la depresie, mai ales când apar la vârste tinere. Nu este aici ușor leagă... ca persoană tânără să te vezi bolnav. Așa aici e? Se dă, bineînțeles. Aici se leagă puțin și de un context un pic mai larg. Singurătatea, lipsa de ajutor, de prezență familială, de un concurs psihologic din partea celor apropiați. Normal că singurătatea, ca să-l cităm pe Goia, nu va fi un sfetnic bun, ci va naște monștri. Iar tulburarea depresivă este un monstru personal. Dacă este să ne gândim. Prin ce anume, simptomatologic vorbind, se poate manifesta o stare de depresie? Aici fac un mic asterix. Voi descrie puțin mai încolo, sau voi aminti puțin mai încolo, diferite stări ale stării, ale tulburării depresive și veți, sau vom face la timpul respectiv mici amendamente necesare. Dar, vorbind, să zicem, în general, normal, simptomul cardinal rămâne depresia. Rămâne depresia cu instalarea unui dezinteres față de ceea ce îl înconjoară, față de o expectativă pozitivă a viitorului. Pacientul se simte prins ca într-o capcană, nu mai vede un sens în trecutul lui, în prezentul lui și cu atât mai puțin în viitorul lui. Plânsul este moneda de schimb curentă. Nu mai diminuie extrem de mult sfera preocupărilor. Oameni care înainte erau preocupați de anumite activități, treptat își pierd interesul față de aceste activități, de un hobby anterior sau de cine știe ce altceva. De foarte multe ori există o tulburare cinestezică, cum spunem noi, un disconfort fizic, somatic, uneori extrem de penibil, subiectiv, încât pur și simplu nu mai există o ingenuitate a propriului nostru trup. Știți, orice organ este sănătos atât timp cât nu-l simți. Depresivul își simte tot corpul, dar îl simte într-o optică deformată și cum să spun, cu riscul de a mă repeta, extrem de penibilă, subiectiv. Deci el simte că are dureri de cap, de plămâni, de ficat, de inimă și în orice realitate, doare, orice, da. Totul doare. Și absolut. Acesta este și unul pentru motivele pentru care se adresează frecvent camerei de gardă, medicilor, este investigat de sus până jos, analize, o dată, de două ori, de trei ori, niciodată nu găsim nimic. Iar dacă un pacient care în mod repetat nu se simte bine și nu-i găsim totuși nimic pe investigații, continuă să vină la noi, ar trebui să ne gândim să-l dirijăm și către neurolog, neuropsihiatru, psihiatru, pentru a avea o confirmare dacă nu cumva sub aceste acuze se ascunde debutul unei depresii, de ceea regulă, ce este, de fapt. Debutul sau chiar perioada de stare unei depresii. În psihiatrie există o categorie nosologică numită depresia mascată, în care aparent simptomele depresive nici nu există. Există numai simptomele acestea somatice. Cercetând însă, vom vedea că în spatele acestor simptome trupești, de fapt, cheia de boltă rămâne depresia. Și doar așa. Pe de altă parte,
Atât timp cât persoana insistă la medici de diferite specialități, insistându-se pe analize, pe tomografii, pe Dumnezeu cine știe ce alte explorări, se mai întâmplă ceva care e foarte periculos pentru depresiv. Ce se întâmplă? Așa numită iatrogenie. Pentru că de data asta multitudinea de consulturi medicale, de explorări, de investigații, îl face pe depresiv efectiv dependent de aceste manevre medicale și, pe de altă parte, dependent de lumea medicală și de consumul acesta medical. Care îi face plăcere să vină... Nu știu dacă cât plăcere, dar cel puțin undeva în inconștientul lui, probabil că enunțul stă undeva cam pe acolo. Trebuie să fac ceva pentru starea mea. Pe mine mă doare, pe mine nu mă simt bine. Ceva există. Nu. Cineva, unul din acești medici, trebuie totuși să orienteze pacientul spre psihiatru pentru ca să întrerupă tocmai acest cer vicios al iatrogeniei. Și nu pot să nu amintesc aici un caz fără a da nume, un caz care a ajuns la boli infecțioase, cam un an, doi, a fost investigat acel caz pe toată partea de boli infecțioase, analize complexe la noi, la Suceava, la Institutul Matei Balș, absolut totul normal, până când în sfârșit cineva s-a gândit că ar putea fi o depresie și este pacient psihiatric. În anumite, scuzați-mă că vă întrerup, în anumite forme clinice ale depresiei, de data asta mai profunde, de care vom vorbi imediat, apoi, foarte multe, în foarte multe cazuri s-au întâlnit manevre medicale extreme, chiar și intervenții chirurgicale pe pacienți cu acuze repetate, aproape obsedante, privind un disconfort somatic și, bineînțeles, intraoperator s-a constatat că totul e bine, totul e perfect și abia apoi pacientul a fost orientat corect spre psihiatrie. Cu acestea fiind spuse, întrerupem emisiunea pentru un minut de publicitate, după care revenim. Revenim în cabinetul domnului doctor Dan Rusu, șeful secției psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal Rădăuț. Continuăm discuția despre depresie și fețele ei. Domnule doctor, întrebarea următoare ar fi dacă în declanșarea depresiei s-a pus vreodată problema existenței unui teren genetic, moștenit. Acum, între noi fie vorba că în marea majoritate a maladiilor psihiatrice, teoria genetică este doar unul din punctele de atac. Și ca să vă răspund foarte succint la întrebare, este sigur că există și un determinism genetic, pentru că, spre exemplu, o șansă mai mare de instalare depresiei o au persoanele la care părinții sau rude, mai mult sau mai puțin îndepărtate, au fost în evidență cu tulburare depresivă. Dar nu știu dacă neapărat, și aici aș vrea să fiți extrem de atenți, nu știu dacă neapărat genetica va determina implacabil depresia. Pentru că atunci am fi niște mecanisme. Nu. Cred că mai curând depresia determină un anumit tipar de reactivitate. Persoanele cu, cum să spun eu, cu o stimă de sine mai scăzută, persoanele mai emotive, persoanele mai, și aici voi folosi un termen foarte academic, cum se spune la noi, mai băgătoare de seamă, deci persoanele mai vulnerabile, deci cred că genetic se transmite mai curând o vulnerabilitate la factorii negativi de mediu, în spatele căruia, bineînțeles, reacția aproape firească va fi depresia. Normal că în maladiile depresive majore și
le voi enumera imediat. Determinismul genetic este mai implacabil, este mai cert, este mai solid edificat teoretic genetic. Gene dominante, recesive, etc. Dacă vreți să ne detaliați un pic, care sunt formele principale prin care se manifestă depresia? A face o împărțire, să zicem așa, foarte academică a tulburărilor depresive, nu știu dacă ar fi un factor, sau nu știu dacă ar fi o întreprindere neapărat foarte utilă pentru cei care ne urmăresc. Aș putea spune mai curând că depresia, tristețea. Într-o primă treaptă, tristețea este normală, cum spuneam. O pierdere, un doliu, o pierdere de bani, o pierdere de, știu eu, cum erau inundațiile și așa mai departe. Normal că omul, ființa umană, răspunde printr-o stare de tristețe. Ar fi atipic să răspundă printr-o stare de bucurie. Cum spuneam la începutul emisiunii, peste o anumită perioadă de timp, tristețea devine o boală, o tulburare, de fapt. Să ne ferim de cuvântul boală în categoriile nosologice, psihiatrice. Este o tulburare. Aceste tulburări depresive au o anumită coloratură, o anumită durată, o anumită profunzime. Spre exemplu, în depresia nevrotică, în distimie, depresia nu scapă logicii. De ce ești trist? Sunt trist pentru că și începe să enumere. Singura întrebare la care nu poate răspunde, bine, dar lucrurile astea s-au întâmplat acum 15 ani, aici nu va exista o explicație neapărat logică. Pentru că, de fapt, sunt trist pentru că am, el nu știe, un psihiatru știe, are ceea ce se numește o dispoziție depresivă. Dincolo de palierul logic, dincolo de o anumită limită a profunzimii depresiei, se instalează de data aceasta tulburările majore depresive. Tulburări majore depresive care a cărui cap de listă îl reprezintă, bineînțeles, tulburarea depresivă majoră, fosta melancolie în accepția mai veche a școlii secolului 18-19-20, la care simptomatologia ajunge să scape logicii. Clasificarea americană a bolilor împart și această tulburare în diferite trepte, în diferite episoade. Pentru că poate să fie un episod depresiv ușor, mediu, sever sau sever cu simptome psihotice. Aceasta este tulburarea depresivă recurentă. În momentul în care această tulburare nu mai este neapărat expresia unei succesiuni a episoadelor depresive, ci se instalează ca o maladie de sine stătătoare, clasica melancolie, care poate să fie și aceasta de mai multe feluri. Mai voi referi imediat la, în primul rând, la tulburarea melancolică delirantă și care reprezintă, de fapt, cu adevărat o tulburare psihică majoră. În melancolie, pentru pacient, nu mai există realitatea așa cum o concepem noi. Oriunde și-ar arunca ochii,
realitatea nu mai este colorată. Cerul nu mai este albastru. Frunzele nu mai sunt verzi, ci totul, totul, absolut totul capătă o nuanță cenușie. Melancolicul trăiește într-un univers cenușiu, fără viitor, cu un prezent extrem de trist și cu un trecut extrem de dureros. Melancolicul nu va vedea în tot trecutul lui și eventual în prezent decât amintirile dureroase, amintirile cu un impact puternic, afectiv, negativ pentru sufletul și mintea lui. Multe melancolii sau în multe melancolii există simptome psihotice efective. De regulă, cele mai întâlnite sunt tulburările psihotice de aspect hipocondriac. Domnule doctor, în interiorul meu totul este putred, totul este lichefiat. Eu sunt moartă, de fapt. Sau, în interiorul meu se află un șarpe gigant care mănâncă încetul cu încetul tot interiorul. Eu nu mai am de ce să trăiesc. Vă dați seama că la astfel de enunțuri orice logică cade. Și atunci munca psihiatrului devine mai mult chimică. Deși în niciun moment psihiatrul nu trebuie să uite că în față este un om, iar cuvântul este un semnal extraordinar. Extraordinar de puternic prin implicațiile și impactul lui asupra minții celui din fața sa. Tot în melancolia de formă extremă, mai mult ca o curiozitate, simptomatologic lucrurile pot sta așa. Există o idee delirantă de culpabilitate. Domnule doctor, eu sunt vinovat pentru tot. Cum adică pentru tot? Pentru tot ceea ce există. Pentru că a murit vecinul meu, pentru că se poartă un război. Bine, dar cum poți fi tu vinovată pentru așa ceva? Vedeți că folosesc mai mult femininul, pentru că, după cum vă spuneam la început, la femei maladia este mult mai frecventă. Se simte vinovată chiar și pentru faptul că a născut un copil. Care e logica? Logica este total patologică. Am născut un copil, el va trăi, dar l-am născut ca să-l sortez, să-l dau morții. Deci sunt vinovată. Nimic mai chinuitor, nimic mai groasnic decât asemenea trăiri. În spatele unor asemenea simptome se ascund celebrele, în ghilimele, celebrele cazuri de omor altruist. Persoane care, mă rog, fac fapte reprobabile și omoară un copil sau familia, după care se omoară și ei. Bine, același conținut poate să existe și în alte boli, nu numai, dar se la mai mari o trămân cu afe, e aceeași mărie cu altă pălărie, pentru că aparține unor alte boli. Și o altă vârstă la risc ar fi menopauza. Menopauza, sigur că da, menopauza face din femeie terenul unor transformări, atât somatice, organice, dar recurent și psihologice. Femeia devine extrem de vulnerabilă și, bineînțeles, prin asta mai expusă pericolelor, pericolului. Aș face o conotație aparte pentru
o formă a tulburărilor afective ciudată. Ciudată cel puțin pentru noi toți, de fapt. Poate mai puțin pentru psihiatru, dar în fine, ciudată chiar și pentru el. Așa ca o expresie a faptului că extremele se ating. Există o boală numită psihoza bipolară, maniaco-depresivă, în care, fapt straniu, în aceeași boală se întâlnește atât depresia severă, cât și, poate nu în termen foarte adecvat, dar și bucuria extremă. În această formă de boală, pacienții pot să aibă episoade maniacale. Ce înseamnă maniacale? Înseamnă, știu, expresia unui comportament foarte dezadaptat, caracterizat prin expansivitate, bucurie enormă, agitație, ideație de hiperautoevaluare cu comportament adecvat. Femeie la 60 de ani, punându-și fundițe, verzi, roz, îmbrăcată în voaluri și așa mai departe, pentru că e în mintea ei pradă unei bucurii absolute, realitatea nu mai există, ci doar acea bucurie. Ciudat este că acești pacienți, bine, există și o maladie numită efectiv mania, care poate fi cronicizată, dar în tulburarea bipolară, același pacient poate să aibă episoade depresive majore, cu tot cortegiul pe care l-am înșirat, cortegiul de simptome pe care l-am înșirat un pic mai devreme. Prin urmare, omul cu extrema sa complexitate face un aspect deosebit până și depresiei sale, atât în formele ușoare cât și în formele extreme. Dar este bine, pentru că suntem oameni. Nu-i boala. Să știți că există depresie și în rândul animalelor și mai nou și în rândul plantelor. Ați văzut reportaje recente. Se pare că plantele sunt bine să stea de două ca să socializeze și într-adevăr le merge mai bine. Nu chiar foarte recente, ci cu vreo animalele 50 știam. De ani în urmă. Animalele știam, da. Dar la plante nu m-am așteptat. Ba da. Cu 50 de ani în urmă au fost niște experiențe inițial electrice, ca să spunem așa, la plante, care ulterior au fost obiectivizate sau cel puțin obiectivizate sau nu-mi găsesc cuvântul, obiectivizate, lăsăm așa, în ceea ce s-a numit fotografia Kirlian, descărcările electrice ale lumii vii. Cercetări extrem de interesante la timpul respectiv. Da, și aura noastră, într-o explorare ale Kirlian Color, se modifică în funcție de starea noastră. Depresivul va avea o anumită aură, maniacalul va avea o altă aură, normalul o altă aură în funcție de stările sale și așa mai departe. Dar, mă rog, asta de acum este o problemă total, să zicem, paramedicală, undeva între medicină și fizică. Între medicină și... Lucruri interesante. Știu că tot am ajuns la, nu atât paramedical, cât între medicină și chimie, poftim. Facem încă un pas spre tratamentul depresiei, cam da. În ce constă, care ar fi managementul de caz. De altfel, eu am văzut în nou contract cadru, care sigur l-ați citit și dumneavoastră, că pentru prima dată medicii de familie trebuie să facă acele bilanțuri la anumite vârste și să pun anumite întrebări pacienților lor de pe liste referitoare la depresie.
Nu era până acum o asemenea precizare în legislația existentă. Și se referă la lucruri de genul ăsta. Dacă în ultimele 3 luni ați fost mai trist, dacă nu sunteți mulțumit de viața care o aveți, de serviciu care îl aveți, dacă vă simțiți inutil. Deci un prim pas pentru diagnosticarea unei depresii pleacă de la medicul de familie, care ar putea face și o orientare mai rapidă către medicul psihiatru, evitând tot acel filtru prin policlinică, spital, medici de alte specialități, până când în sfârșit cineva se gândește că ar putea fi depresia. Mi s-a părut un lucru foarte bun. Un lucru care ar fi trebuit să se întâmple cu mulți ani în urmă. Deci să urmărim numai o hipertensiune, un diabet, să urmărim și sigur problemele de acest gen. Este expresia faptului că, virgulă, corifeii sănătății mondiale gândesc. Cu atât mai mult. Totuși cineva de sus mai și gândește. Mai și gândește, dar sunt obligați să gândească. Să nu uităm că dacă, virgulă, conform statisticilor, depresia vine într-un trap amețitor să ajungă la 2-a cauză de morbiditate în lume, normal că lucrul acesta sperie. Să nu uităm că depresia are costuri medicale imense. Imense. Spre exemplu, în anul 2009, piața antidepresivelor la nivel mondial era estimată la 2 miliarde de euro. În România, ceva mai modest, 22 de milioane de euro, încă e bun. Dar vă dați seama că aici există un pericol major. Și e normal ca să apară palide, mici încercări de a diagnostica cât mai precoce aceste boli. În momentul în care este dirijat la dumneavoastră pacientul, diagnosticați depresia, cum menegereați cazul? Care sunt pașii de urmat pe care trebuie să știe pacientul și familia lui? Primul pas este chiar înainte de a vedea medicul. Primul pas persoana, este să-și facă curaj să ajungă la psihiatru. Atât curaj. Să-și conștientizeze suferința. Pentru că de foarte multe ori și în anumite, mă rog, paliere culturale, depresia nu este conștientizată ca o boală. Știu eu, de multe ori ca un moft, ia treci și du-te la treabă, că cam lenevește așa în ultimul timp, etc., etc. Deci, pe de altă parte, trebuie să treacă, persoana are de trecut și bariera aia psihologică a apelabilității la un psihiatru, să nu uităm, și a mai fost vorba în discuțiile noastre, despre faptul că foarte multe persoane gândesc apelabilitatea la un psihiatru ca pe ceva major, îngrozitor și depreciativ în ochii societății, în ochii comunității și în general a dar societăți. Să fii bolnav nu este mai rău decât să încerci să-ți ascunzi boala. Știți cum este omul? Poate trece. Încetul cu încetul. Nu trece. În momentul în care persoana ajunge la un psihiatru, în primul rând trebuie o diagnoză clară. O diagnoză care să situeze pacientul într-un anumit palier de intensitate a depresiei și aici luptăm umăr la umăr cu psihologul. După care urmează, să zicem, atitudinea terapeutică. Atitudine terapeutică care va consta în cel puțin 2 mari direcții, dar de fapt ele sunt ceva mai multe. O primă direcție rămâne cea, dar nu ca importanță. O iau, să zic așa, mai mult sau mai puțin aleator. Tratamentul medicamentos. Există foarte multe antidepresive la ora actuală care lucrează prin diferite mecanisme biochimice. Nu știu dacă ar fi extrem de palpitant să le enumăr sau să le detaliez. Dar care toate
încearcă să modifice, să modifice puțin starea timică, timia, adică prezența, starea psihică, a individului. Există foarte multe. În orice mamaie îmi voi enumer câteva zeci, dar întotdeauna am spus la pacienții mei să nu se sprijine în chimie. Nu există pastile cu fericire. Nu există pastile cu curaj. Nu există pastile contra gândurilor negre. Nu există pastile împotriva, cum să spun eu, împotriva necazurilor din viață. Nu. Pastilele doar ajută. Restul trebuie făcut de către om, de către persoană. El trebuie să-și reconfigureze puțin viața în așa fel încât să-l facă din ce în ce mai puțin vulnerabil aceleași noxe, aceleași pericole care au lucrat asupra lui și anterior. Deci, dincolo de tratamentul medicamentos propriu-zis, rămâne acest medicament psihoterapic. Și aici faceți echipă? Aici cu... este tot cu psihologul, bineînțeles. Aici, de fapt, taina este cu mult mai profundă, pentru că psihoterapia, în ultimă instanță, este reprezentată de o legătură pur umană cu persoana. Poate pentru prima oară persoana nu se mai simte singură, ci își poate afirma în adâncul sufletului lui: ia uite, totuși cineva mă înțelege. Toate aceste medicamente sunt prescrise pe rețetă verde, regim special, sub supravegherea medicului specialist. Nu neapărat. Nu. De regulă, tranquilizantele sunt tranquilizantele. Da. Antidepresivele, nu. Nu, pentru că cu o singură excepție, dar aici, în cazurile de depresie majoră, tocmai pentru a evita spike-urile alea de gândire autolitică, de pericol de autoliză, de sinucidere, acele medicamente nu vor fi gestionate de către pacient, ci de către familie, iar acolo nu este, unde nu este posibil, într-o altă formă de gestiune, tocmai pentru ca pacientul să nu ajungă în posesia lor, având în vedere că reactivitatea lui poate fi diversă, în sens bun, dar mai ales în sens rău. Există o durată în timp a tratamentului? În general, tratamentele antidepresive sunt de lungă durată. Ce înseamnă lungă durată? Uneori toată viața. Pentru formele de depresie majoră sau tulburările bipolare sau maniile cronicizate, uneori pot dura toată viața. Acestea însă sunt cauze, situații particulare, situații extreme. În general, durează minim 3 luni și maxim câțiva ani. Repet însă, nu trebuie să subliniem fluorescent ideea medicației, a chimiei, pentru că psihoterapia are drept de cetate absolut. Din păcate însă, la noi se pare că sunt doar 5 psihoterapeuți la 100.000 de locuitori, ceea ce este, știu eu, extrem de puțin, cel puțin în legătură cu sau raportându-ne la Europa, sunt de 400, deci 400, 0, 400 de ori mai puțin psihoterapeuți decât în restul Europei. Vă dați seama ce expuse sunt comunitățile noastre. Deci cineva probabil sau ar trebui să se trezească. Și o ultimă întrebare, există șanse de vindecare ale depresiei? Indubitabil, absolut. Deci da, aveți sigur încredere, că da, bineînțeles. Adresați-vă medicului psihiatru, adresați-vă psihologului, prima etapă, bineînțeles, medicul de familie, și aveți curaj și încredere. Și înțelepciune. Și înțelepciune. Pentru că de la înțelepciune pornesc toate cele bune.
Domnule doctor, mulțumesc. Mi-a făcut plăcere să ne reîntâlnim. Sper că și această emisiune, ca și cealaltă, a fost pe placul telespectatorilor datorită frumuseții subiectului și complexității. Interesului și a faptului că, dincolo de toate, este un subiect interesant ca orice ce interesează omul. Cu aceasta ne luăm rămas bun. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, luni la 7 seara, de asemenea în reluare pe Facebook și pe YouTube. La revedere!